Salut, prieten, bun găsit, oameni buni, la o nouă ediție specială, prima a acestui an, stimați prieteni, și la mulți ani vă spunem și noi, de aici, din Columna TV, din studiourile Columna TV, în cadrul emisiunii Riposta, Într-adevăr și Dreptate. În această seară vom dezbate, stimați prieteni, faptul că anul 2006 va fi anul marilor bătălii electorale. Începem și noi în forță anul numai aici, la Riposta TV, alături de invitați de marcă, virgulă cărora le mulțumesc pentru prezență, stimați telespectatori, pentru că ne așteaptă un an 2016, un an foarte greu. Vor fi două examene mari electorale, alegerile locale și alegerile parlamentare, în condițiile în care, știți foarte bine, avem la ora actuală un cabinet compus de numai din tehnocrați, condus de premierul Dacian Cioloș, neafiliat politic. Domnia sa, chiar dacă unii au un trecut politic mai mult sau mai puțin apropiate unor formațiuni politice, precum PNţCD-ul, de exemplu, sau Partidul Social Democrat. În sfârșit, și două mari blocuri politice, vorba de PSD și PNL, care sunt în sondajele de opinie cam la egalitate. În jurul lor gravitează, sigur, formațiuni politice mai mici, dar sunt semnale conform cărora se vor pune bazele și unor alianțe electorale, chiar dacă națiunea română nu prea are cultura alianțelor. Vă aduceți aminte, alianțele electorale nu prea au avut, nu prea au rezistat. Ne referim la Alianța Dreptate și Adevăr, ne referim la USR, ne referim la ARD, de exemplu, astfel încât sunt posibile mișcări pe scena politică românească înaintea celor două mari examene electorale, cum vă spuneam, alegerile locale și alegerile parlamentare. Care sunt predicțiile pentru 2016? De ce vom avea parte din punct de vedere politic? Vom încerca să aflăm în minutele următoare alături de invitați. Încă o dată le mulțumesc pentru prezență. Dați-mi voie să vi prezint. Domnul Alexandru Oprea, domnia sa este secretar general PSD Dâmbovița, numărul 3 în ierarhia PSD-ului în Dâmbovița. Domnia sa este și președinte PSD Răzvat, dar este și director interimar la Compania de Apă Târgu Viște Dâmbovița și manager public autosuspendat al județului. Bună seara, bine ați venit și la mulți ani! Bună seara, la mulți ani dumneavoastră și telespectatorilor emisiunii dumneavoastră. Profit și eu de ocazie să urez un an 2016 liniștit și plin de împliniri și multă sănătate pentru dumneavoastră și pentru telespectatorii emisiunii noastre. Să dea Dumnezeu și noi aceleași gânduri bune și pentru dumneavoastră. E mai bine la Compania de Apă decât la Consiliul Județean, în funcția de manager public? Domnul Marius Dumitrache, e o întrebare, să spunem așa, puțin surprinzătoare. Știți foarte bine că, eu știu, translatarea mea, ca să o numesc astfel, la Compania de Apă a fost impusă de situația dificilă care o traversa compania și știți foarte clar că la momentul la care m-am dus la Compania de Apă era pe rolul instanței o corecție financiară de 204 miliarde aplicată companiei. Nerezolvarea acestei corecții, ca și trenarea contractelor de lucrări pe proiectele derulate prin postul 1 de mediu, risca, și când spun acest lucru, risca, vorbesc în cunoștință de cauză, risca să nu ducem la bun sfârșit postul 1 de mediu, ceea ce determina o, să zicem, o corecție pe tot programul de mediu, dacă nu riscam să dăm înapoi toată suma accesată pe postul 1 de mediu, pentru că terminarea programului, nefinalizarea programului, însemna solicitarea de către Uniunea Europeană a întregii contribuții pe care Uniunea Europeană a dat-o pentru aceste proiecte. Deci, nu pot să fac o comparație între Consiliul Județean și Compania de Apă. Să știți că ambele poziții sunt onorante pentru mine, dar problematica e oarecum diferită și am spus-o și la Compania de Apă, o spun și la dumneavoastră. Am fost, să zic așa, trimis acolo să asigur un management de criză. Cât va dura acest management de criză la compania, la nivelul conducerii companiei de apă? Conform actualului act pe care l-am semnat cu președintele Consiliului Județean, cu care am semnat contractul de management, am o suspendare a activității până pe data de 7 martie 2016, de 3 luni. Și credeți că va fi prelungit acest interimat sau veți reveni în funcția de manager public al județului? N-aș vrea să monopolizăm discuția pe subiectul companiei de apă. Trebuie înțeles că această societate comercială are încheiat sau are încheiate niște contracte, să le spun așa, cu
Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare are în derulare aceste proiecte europene, iar, nu știu, schimbarea aceasta a managementului nu e privită, să spunem, cu ochii foarte buni. Schimbarea, fără niște motive întemeiate. Vă spun sincer că n-am făcut un scop în sine în a fi directorul companiei de apă. Cum, dacă mă întrebați pe mine, din punct de vedere al vizibilității și al imaginii mele publice, poate că e mai onorantă poziția de administrator public județean. Asta nu înseamnă că atâta timp cât voi asigura managementul companiei de apă, nu voi face datoria cu prisosință și vreau să cred că după o lună de activitate la compania de apă, deja rezultatele se văd. Iar este prezent din partea Partidului Național Liberal și domnul Mihai Drugă. Domnia asta este trezorier și membru în conducerea PNL Dâmbovița. Bună seara, bine ați venit și la mulți ani. Bună seara și eu profit de această ocazie să urez tuturor telespectatorilor și tuturor cetățenilor Dâmboviței un călduros la mulți ani și să le meargă bine anul ăsta. Mihai Drugă va fi viitorul prefect al județului? Vorbesc unii, dar e onorant că se vorbește despre mine, mă onorează, dar nu, e o discuție mai largă legat de prefect. Nu e chiar așa cum se discută în piață. Dar care e reacția? Am văzut pe un site, a fost publicat cu șeful Dâmbovița. Care e reacția din partea colegiului? Păi nu știu, că a zis Drugă, putea să fie și băiatul meu, putea să fie și Vlad, că știți de ce? Că se tot vehiculează că nu vor mai fi de ăștia mai bătrâni, mai trecuți, mai cu probleme, care au mai fost și au arătat fiecare ce au făcut și unul mai nou ar fi mai bun. Dar credeți că ați putea să vă achitați de sarcini? Sigur. Nu aveți nicio emoție? Nu. Adică să respectați legea, să fiți reprezentatul guvernului în teritoriu. Da. Mai bine decât Jean-Marie Năsu, actualul prefect? Nu pot să fac niște comparații. Aici crede că sunt mai bun. Întotdeauna eu spun că sunt mai bun, nu celălalt, că n-a făcut treabă. Am înțeles, este prezent și din partea ALDE Dâmbovița, stimați prieteni, președintele executiv, numărul 2 în conducere ALDE Dâmbovița, domnul Ionel Petre. Bună seara, bine ați venit, la mulți ani. Bună seara, bine v-am regăsit, vă mulțumesc pentru invitație și un 2016 mai bun și dumneavoastră și nouă tuturor. Am văzut că ați debutat în forță în presa dâmbovițeană, două comunicate de presă. Una cereați demisia lui Vasile, nu-i, lui Gabriel Biriș, secretar de stat la Ministerul de Finanțe, cu declarația prin vocea domnului Laura. Laura Chiriac, purtătorul de cuvânt. Și al doilea, Teodor Meleșianu, ultima achiziție, ALDE. Da, un nou suport pentru ALDE, numele persoanei Teodor Meleșcan. Și în Dâmbovița, care sunt noile suporturi? În Dâmbovița, așa cum am spus, debutăm în forță, s-au terminat sărbătorile, ne mobilizăm, ne consolidăm și spun eu că vis-a-vis de subiectul dumneavoastră de astăzi, ALDE Dâmbovița se va prezenta la alegerile locale mai bine decât s-a prezentat PNL vreodată până acum, nu PNL-ul în conjunctura actuală. Eu promisiune pe care mi-o fac mie, văd că zâmbiți sper constructiv. Eu am înțeles, nu era vorba de PNL. Nu e vorba de conjunctura actuală. Am înțeles mesajul. Așa că debutăm în forță și sper să menținem așa până când oamenii vor avea nevoie și de un punct de vedere liberal totalmente. E adevărat că este un culoar favorabil ALDE. A crescut foarte mult Călin Popescu-Tăriceanu, președintele Senatului, și urmarea protestelor, urmarea tragediei din Clubul Colectiv, dar vor fi și foarte mulți nemulțumiți, doamnelor și domnilor, așa previzionăm și noi, așa și noi anticipăm și din ambele tabere, și de la PSD și de la PNL, probabil că se vor întreba foarte mulți la ALDE, în condițiile în care și PSD și Partidul Național Liberal au adoptat criterii de integritate cu prevederi, unele chiar sunt draconice. Asta nu înseamnă că noi nu avem criterii de integritate, dimpotrivă, la noi se construiește altfel, se construiește liberal. O să dar nu sunt adoptate, dacă vreți, nu le-ați de adoptat. Da, le-ați bătut da, în cuie? Toate sunt liberale. Aproape toate sunt liberale și sunt, zic eu, sunt foarte, foarte constructive, zic eu. Adică ne gândim și ne gândim către oamenii care n-au făcut politică până acum, către oamenii care au făcut afacere și au oarece experiență administrativă, chiar dacă e ea privată. Și așa cum am spus, încercăm să facem o figură frumoasă, nu doar la nivel de Dâmbovița, ci la nivel național. Bun, pentru că 2016 sunt și modificări majore în ceea ce privește derularea sistemului electoral, derularea alegerilor, în primul rând că primarii vor fi aleși dintr-un singur tur de scrutin, mi se pare o lege profund antidemocratică, și președinții de consilii județene vor fi aleși de către consilierii județeni, dar s-a schimbat și legea finanțării partidelor. Nu vi se pare antidemocratică? Ba da.
Ba da, ambele mi se, sunt antidemocratice, domnul președinte. Ambele. De acord cu noi. De acord cu noi, dar limita constituționalității. Adică noi să sunteți în conducerea Partidului Social Democrat și PSD-ul, că dacă n-ar fi vrut PSD-ul să dea astfel de legi, nu ar fi existat astfel de prevederi. Total și profund antidemocratice. Domnul Marius Dumitrache, suntem la început de an și n-aș vrea să intrăm de la început într-o dispută pe această temă. V-am apreciat întotdeauna tentația firească pentru un jurnalist cu experiența noastră de a manipula opinia publică în sensul dorit de dumneavoastră, dar mă simt dator să fac precizarea că aceste legi au trecut nu numai cu sprijinul Partidului Social Democrat, ci cu sprijinul larg al actualei clase politice române. O singură mențiune. N-am auzit pe nimeni să fie împotriva. Faceți observația care se impune, domnul președinte, vă rog frumos. PNL-ul s-a trezit și a dat cu apă și a revenit. Adică nu mai gândește când? Ce... Când? După ce au ajuns la putere. Au spus că nu, și-a revenit. Și-ar trebui modificată. Și-ar trebui a avut o revelație și a zis că nu e bine. Și-a dat seama că a greșit. Da, dar... Tot corect este să faceți dumneavoastră precizarea că făcea această remarcă referindu-se doar la alegerea primarilor, nu și la alegerea de președinții de Consiliul Județene, corect. Unde aveți jocurile de culise i-ar putea avantaja. Aveți dreptate. Întotdeauna da, dreptate. PSD-ul și-ar veni nici acum. Persistă, domnul președinte. Partidul Social Democrat, ca orice formațiune politică, cu un cuvânt de spus pe scena politică românească, normal că are interesul ca primarii să fie aleși dintr-un singur tur de scrutin atâta timp cât avem majoritatea primarilor din această țară. Fiind fidel la aceste lucruri, suntem de acord și cu alegerea președinților de Consiliu Județean prin vot direct, uninominal, tot dintr-un singur tur de scrutin. Sau ca să fie treaba și mai oblă, dacă mă întrebați pe mine, aș milita să-i alegem pe toți cu majoritate, ca să fie lucrurile. Și atunci, într-adevăr, poate că am avea o clasă politică mai... Nu, dar nu vi se par nedemocratice astfel de prevederi? Bun, aceste prevederi s-au aplicat cel puțin alegerea primarilor din primul tur de scrutin din 2012. Cred că și celălalt a fost inițial la început. În 90, când s-au făcut prima Constituție, erau aleși tot de către Consiliul Local. Era o altă situație. Nu, să știți că toate pot fi comentate, că vă spun ceva, și un președinte de Consiliul Județean, dacă e ales direct de Consiliul Județean, și el poate să aibă o problemă, adică să nu ducă spre dictatură, pentru că numai un vot, două, trei, poate să-l măture de acolo. Dacă sunt argumente pro... Interpretabile toate. Sunt interpretabile. Problema cu primul tur, toată lumea cred că e de acord că nu este un act binevenit, alegerea din primul tur. Care dezavantajează partidele mici. De acord, eu nu pot să spun în general că am fost de acord. Eu a fost PNL-ul, într-adevăr, părerea mea personală a fost că nu, a spus că a fost o negociere, o discuție cu cei de la PSD și de-aia s-a votat. Adică s-a cedat într-o parte, s-a făcut în alta și așa mai departe. Astea sunt discuțiile. Dar știți foarte bine, și eu spun pentru probabil la nu știu câta oară, că toată lumea, toți cei care sunt la putere fac legi pentru putere. Și să vedeți ce loviți vor fi când sunt în opoziție. Corect, așa este. Domnul președinte, alte. Nu ne considerăm loviți, dacă la asta faceți referire. Noi sperăm să fim acel strigă de realitate care sancționează sau care e atent totdeauna la greșeli și care le reprezintă așa cum e. Fie că e vorba de guvern tehnocrat. Cum adică nu avem loc? De unde să aveți loc dacă primarii sunt aleși dintr-un singur tur? E evident că asta spune că avantajează într-o parte și dezavantajează în alta. Dacă stai să te gândești, în momentul în care noi ne putem dezvolta așa cum ne dorim, putem să jucăm rol și pe celălalt, la celelalte niveluri. Ok, avem șanse reduse pentru primarii. Pentru că primul tur deja sunt politici puternici care își pot lua funcțiile astea, dar putem să jucăm rolul pentru funcțiile secundare, viceprimar și alte celelalte funcții. Da, unde ne poate avantaja local. să ne putem ridica, pentru că suntem un partid tânăr, suntem mai mult decât tânăr și avem timp să construim. Avem timp să arătăm cetățenilor că ceea ce spunem și punem în aplicare și că spunem într-un mod pertinent. Dar cum vor fi? Cum vor evolua? Adică linia respectivă pentru a face jocurile va fi spre stânga sau spre dreapta? Sau va fi la alegere? Unde va profita? Un contemporan în viață spunea, depinde de context și de nuanță. Atunci, în principiu, noi ne vedem traiectoria noastră și vedem, e prematur să discutăm de inclinații. Cred că e în funcție de inclinația la nivel
mare de putere. Sau local, depinde. Da. Bun, domn președinte, haideți, dar ce se întâmplă cu votul diaspora? Nici până în ziua de astăzi nu a fost legiferat și românii noștri din diaspora sunt profund nemulțumiți și indignați, domnul președinte. Păi probabil când se întoarce domnul președinte Iohannis din Florida o să rezolve această problemă în viitorii ani de mandat. Dar apropo, știți cumva, știi cineva, să întrebăm și pe, să întrebăm și pe distinși telespectatori, știi cineva pe unde se află președintele României? Cu siguranță cineva știe, domnul președinte. Nu, cineva dintre noi vrea să spun. Oameni de rând, domnul președinte, oameni de rând. Dar mă întrebați pe mine, nu a candidat din partea PSD-ului, să știți. Nu știu. Eu am văzut pe Facebook. Nu mai e membru nici la PNL, nici la PSD. O glumă foarte pe rețele de socializare. Președintele suna cam așa. Președintele Klaus Iohannis va efectua o vizită fulger la București. Se întâlnesc cu Victor Ponte. Nu că n-ar avea voie să meargă într-un concediu, hai să fim serioși. Acum că își alege un moment sau altul, depinde de dorințele fiecărui om în parte, pentru că vis-a-vis de funcția pe care o deține în momentul ăsta, este și om. Și poate că avea nevoie să ia un pic de temperatură. Cumva constituțional discutând pe perioada concediului, nu trebuie să derobate niște atribuțiuni? Probabil că dacă a avut cu ei la... Că parcă așa spune Constituția. Și din câte știu, în Constituția României, al doilea om în statul român este președintele Senatului. Eu n-am văzut nicio comunicat de genul acesta. Știam și probabil că nu o să vedeți pe când perioada pleca, în care pleca domnul Tăriceanu va asigura a doua funcție în stat. Probabil când, și știu cu siguranță, când pleca premierul, își delega niște atribuții. Că așa e normal într-un stat civilizat, totuși, dacă ne pretindem că suntem un stat civilizat. Dar chiar l-ați întrebat pe Călin Popescu Tăriceanu, pe șeful noastră pe linie de partid? Dacă i-a lăsat ceva atribuțiunii când a plecat și n-aș putea spune că personal l-am întrebat. În ședință nu s-a pus problema, eu știu, încărcării cu niște sarcini din partea președintelui. Se pare, acum vorbesc ca și simplu cetățean, că domnul președinte nu e tocmai încântat să delege niște responsabilități către domnul Călin Popescu Tăriceanu. Și asta probabil nici pentru Zgonea, nu e? Pentru nimeni. Mai ales că dacă l-am apărat acum ca om și a spus că l-a apărat pe președinte, zic că ca și om e normal, acum ca și președinte, vine într-o vizită fulger la București. Adică e aproape inexistent, să sperăm că măcar pentru diaspora, diaspora care l-a și ajutat să meargă către funcția de președinte, va fi mulțumită. Până în momentul ăsta, eu nu cred că a ajuns ca diaspora să fie mulțumită de prestația lui Klaus Iohannis. Dar pe mine m-a indignat și altceva. M-a indignat faptul că urmarea vizitei unor bancheri renumiți la Palatul Cotroceni, domnia sa, cu legea dării în plată, votată în Parlament, a retrimis legea spre dezbatere în Parlament. Păi și n-ați înțeles esența acestei mutații pe scena politică? Nu, n-am înțeles. Păi este voința străzii. Voința străzii să retrimită legea dării în plată, să retrimită la... Și nu e prima lege care a fost retrimisă. Tot pe baza voinței străzii, care e reprezentată de către cine? Asta cred că nu era locul lui, indiferent, e o părere personală ce se întâmplă. Mie mi se părea că este foarte corectă legea, este foarte bună. Era foarte bună. Nu trebuie să iei 2-3 exemple ca un avocat al diavolului, să iei decât 2-3 exemple și să extrapolezi și să generalizezi această lege. Pentru că, în general, dacă îți dă vină și vor pierde bancherii, vor pierde pentru că nu s-au asigurat, n-au făcut evaluări bune, n-au luat avansurile bune. Gândiți-vă că la creditul ipotecar garanta 50% de stat, deci nu e nicio problemă. Mai da 50%, nu are nicio problemă. Ei vând... Haide să nu le purtăm de grijă bancherilor. Păi n-am zis, tocmai asta a zis. Da? Mare diferență. Gândiți-vă că ei vând aceste credite ipotecare, le vând cu 10% dacă ați văzut. Și vând cu 10%. Nu vă supărați când văd. Unor firme de recuperare. Discutăm acum ca niște oameni, zic eu, de plin responsabili. Am văzut poziția guvernatorului Băncii Naționale, cei care s-au împrumutat în monede exotice. Păi de când Franco Elvețian, fraților, e monedă exotică? Puteam să zic că mă împrumut în rupii, în, nu știu... Și la sugestia bancherilor, oamenii se împrumutau în Franco Elvețian. Da, duceți-mă aminte ce propaganda era 39%. Ia, domnule, Franco Elvețian. Cea mai bună variantă, e stabilă. E monedă stabilă, fără conversia pe credit, vino aici că e 4% dobânda sau cât
erau pe vremurile alea. Și uite că un procent semnificativ din populația României a ajuns să fie, să fie atât de tare înțepată de marea diferență de curs a francului elvețian. Și nu doar de curs, pentru că au avut, bineînțeles, contractele au avut și clauze ascunse, care acum sunt scoase în evidență și de către asociațiile de celor care s-au împrumutat și de către avocați, chiar și de către bănci au fost. Faptul că ai recunoscut și ai renunțat la anumite clauze înseamnă că nu cred că ai fost foarte, foarte uman la încheierea contractului. Nu, sunt contracte foarte groase, se negociază, nu prea se negociază, oamenii nu sunt învățați, nu sunt pregătiți să negociază. Știți cum arată contractele? Am fost și dumneavoastră la bancă, am fost cu toții, sunt cu niște cifre, îți trebuie lupă. Eu de câțiva ani, după ce am pățit, le citesc de la cap și uite așa le tai și ne certăm și tot sunt abuzive, la limită că trebuie semnez câteodată că ai nevoie. Da, m-a surprins neplăcut reacția asta. Dar se mai negociază acum. Apropo de Klaus Iohannis. Ne suporta băncii naționale cea mai neserioasă. Nu l-ați votat dumneavoastră? Ba da, domnul. Nu vorbim, dar băncii naționale care a fost și mai serioase. Mai greșește omul, de ce să nu recunoaște? E mare lucru dacă ați reușit să recunoașteți public că ați greșit printr-un vot alocat. Nu, deocamdată, am greșit. Deocamdată păi cum, asta e pentru... Deocamdată m-a dezamăgit. Deocamdată sunt dezamăgit, ce să mai... Una pe sânta... Poate lămurește Banca Națională sau bancherii mondiale, lămuresc că nu e bine de aici. Da, și trebuie să luăm publicitate, revenim imediat, oameni buni. Nu plecați nicăieri și vă mulțumim că și în această seară ați ales numai aici la Riposta, la numai Columna TV. Luăm publicitate, revenim imediat și vă mulțumim că și în această seară ne urmăriți. Publicitate. Centrul medical și de recuperare Valeriana Med s-a mutat în fosta clădire Distrigaz vis-a-vis de Casa de Pensii Dâmbovița pe strada Spitalului Tudor Vladimirescu. Această unitate, în contact cu Casa de Asigurări de Sănătate Dâmbovița, va sta la dispoziția pacienților cu servicii medicale complexe de specialitate, inclusiv analize medicale prin medicii lor de familie. Centrul medical Valeriana mai vine în sprijinul celor cu afecțiuni reumatice prin medicină recuperatorie, oferind pacienților o gamă complexă și completă de tratament în specialitățile de recuperări. Siguranța ta contează. Star System Security, cu experiență de 10 ani în domeniu, pune la dispoziția dumneavoastră servicii de monitorizare și intervenție rapidă, servicii de pază, protecție și patrulare, servicii speciale de pază și însoțire, servicii speciale VIP, precum și servicii de instalare sisteme de securitate, alarme, supraveghere video și control acces. Agenții Star System Security beneficiază de cea mai bună pregătire și își îndeplinesc cu succes misiunile. Alege siguranța Star System Security. Office Container, producător românesc de containere de orice tip, modulare sau monobloc, simple sau cu toate dotările incluse, realizate din materiale de calitate și cu atenție riguroasă. Cu ajutorul echipei noastre de profesioniști, montăm containere oriunde pe teritoriul României și asigurăm serviciul necesar. Oferim garanție de până la 24 de luni pentru că avem încredere în rezistența produselor noastre. Dacă nu doriți să-l achiziționați, vă dăm posibilitatea să închiriați containerul dorit la un preț avantajos. Detalii puteți obține la telefon 0754 051 552. Office Container, producător din anul 2004. Sece Hybrid SRL vine în sprijinul agricultorilor printr-o gamă largă de produse necesare în acest domeniu. Vă așteptăm la magazinele din Târgoviște de pe Calea Ploiești, numărul 19 și numărul 14, sau pe Bulevardul Independenței vis-a-vis de Piața 1 Mai, dar și la sediul din Băleni, de pe strada București-Târgoviște, numărul 309, unde este disponibilă o gamă foarte largă de produse pentru protecția plantelor, îngrășăminte, semințe profesionale de legume și flori, utilaje și motounelte agricole, stil și Honda. Oferim asistență și consultanță pentru toate produsele comercializate în magazine. Și nu uitați, agricultorii pricepuți vin la Hybrid. Savurați magia unei seri liniștite într-o atmosferă elegantă și rafinată la restaurantul Rodiv din orașul Găiești. Numai aici găsiți servicii culinare de înaltă clasă, într-un decor festiv și elegant, care îmbină armonios tradiția românească și rafinamentul marilor restaurante citadine, în saloanele de lux și salon rustic. Complexul Rodiv vă pune la dispoziție restaurant, hotel, terasă și grădină de vară, stație Peco și locuri de parcare. Serviciile de înaltă clasă au acum un nume, Rodiv.
Sece Hiperici Farm vă stă la dispoziție cu toată gama de medicamente. Atenție! Medicamente gratuite și compensate, produse naturiste, discounturi atractive și promoții tentante, acum în toate farmaciile Hiperici, cu sediul la Balaban, Chindia, strada Tudor Vladimirescu, lângă spital și non-stop în spatele primăriei Târgoviște. Pentru produsele naturiste vă adresați la punctele de lucru din cadrul magazinului Muntenia și în noul supermarket din Micro 6. Nu uitați, cele mai bune prețuri numai la Hiperici Farm! Da, am revenit în direct, oameni buni, 2016, anul marilor bătălii electorale, stimați telespectatori. În luna iunie sunt programate alegeri locale și în noiembrie, din câte îmi dau seama, în noiembrie am înțeles că sunt programate alegerile parlamentare. Vom discuta și pe marginea potențialelor alianțe electorale care se preconizează a se realiza înaintea celor două examene electorale. Deocamdată una singură este aproape bătută în cuie. Am înțeles că anunțul oficial se va face pe 24 ianuarie, chiar de ziua Micii Uniri, între PSD și UNPR. Probabil vor merge împreună la alegere. E adevărat, domnul președinte? N-aș putea nici să confirm, nici să infirm. Ceea ce știu este că săptămâna viitoare va fi un comitet executiv național și probabil în cadrul acestui comitet se va decide. Dar, așa cum am văzut, la nivel central au fost niște poziții de genul ăsta, la nivel local am văzut un comunicat al Uniunii Naționale pentru Progresul României, care au spus că vor merge singuri în alegeri, ceea ce le dorim succes. Păi nu, stați numai, dacă se semnează un protocol de colaborare, vă mergeți împreună, Dâmbovița iese din... Dom'le, dragoste cu sila se cheamă viol. Putem noi să-i obligăm pe cei de la UNPR să meargă alături de noi dacă dumnealor ieși și dau comunicate în care spun că au hotărâri și vor merge singuri, ce să le facem? Nu, dar noi... cum vedeți excluderea asta din partida viceprimarului municipiului Târguviște, Cosmin Bozir? Nu asta cum o vedeți? Nu mă pot pronunța asupra unei chestiuni de ordine intern a UNPR-ului. În opinia mea, cred că ar fi onorant pentru orice formațiune politică să ai un viceprimar la un municipiu reședință de județ. Cum a, din câte știu eu, atâta timp cât Partidul Social Democrat s-a aflat la guvernare, s-a aflat într-o alianță cu Uniunea Națională pentru Progresul României. Era normal ca domnul Cosmin Bozieru să susțină primarul Partidului Social Democrat. Nu, dar e în vigoare protocol, atenție. Păi este în vigoare acel protocol de colaborare. Am înțeles că ASC-ul ăla există în continuare. Dom'le, n-a fost denunțat de nimeni, cel puțin în mod formal. În mod informal sunt discuții și discuții. Probabil, v-am spus, săptămâna viitoare se va hotărâ la nivelul Partidului Social Democrat. Vom vedea care va fi rezultatul acestor. În ceea ce privește noi ca formațiune politică, vorbind de PSD Dâmbovița, noi n-am făcut propriile liste, proprii candidați, nu așteptăm sau nu o să stăm niciodată după o mare formațiune politică cum este UNPR-ul. Deci sunt finalizate listele de candidați? Adică aveți acum deja... Deci noi avem fixate candidaturile, ca să spunem, sau potențialii candidați, sigur că avem localități unde avem două, trei variante, sigur că vom face niște măsurători sociologice acolo unde mai avem ceva dubii, dar în mare parte listele sau tabelele cu cei care vor fi pe listele noastre de consilieri sunt deja, să spunem așa, creionate. Și în comitetul ăsta executiv național al PSD-ului, nu, va avea loc? Al PSD-ului. Va fi luată în dezbatere, în discuție și această variantă? Probabil că se va lua în discuție, pentru că este forul de decizie al partidului, probabil se va lua în discuție și politica de alianțe în preajma campaniei electorale, că dacă stăm să ne gândim bine, mai sunt 4 luni. Undeva în aprilie pomenează de iunie. Din câte am înțeles, pe 28 sau 29 mai vor fi alegerile și campania electorală pe care de consecință începe undeva la 1 aprilie. Nu, la 1 mai, probabil, sau mai, pe 28-30, așa, cu 45 de zile înainte trebuiesc depuse listele, sunt verificate, deci undeva la 10-15 aprilie deja lucrurile trebuie să le ai foarte clar stabilite și mai ianuarie deja suntem la jumătate, februarie, martie și jumătate din aprilie. Păi și dacă UNPR-ul vine cu decizia votată în forul superior al de conducere, nu ne mergem împreună cu PSD-ul la alegeri, că n-avem nicio șansă singur, se va încheia un protocol, probabil se vor stabili și niște procentaje, urmând să vină să
negocieze, ca să spunem așa. Și aici, în Dâmbovița, cu cine negociați? Cu cei care vor reprezenta Uniunea Națională pentru Progresul României. Păi au dat un comunicat de presă, că merg singuri. Păi, dar le urăm succes, am spus mai devreme, nu... Noi și cu UNPR-ul și fără UNPR, în Dâmbovița facem 52%. Uite că nu pot să mă abțin. A trebuit, nu despre ce a spus. Spun că se face în continuare o greșeală. Au făcut și PND-ul, au făcut și PDL, au făcut și dânsii și fac în continuare și au avut probleme ca UNPR-ul să-i lase odată singur, să vadă cine sunt, să vadă că eu îi consider pe undeva, indiferent că fac câteodată, foarte rar cât o jignire, așa ca niște paraziți deocamdată ai politicii românești, nu există din punctul meu de vedere decât legați de cineva, toată lumea i-a târât și i-a băgat cineva în Parlament. Deci ei nu știu ce vor, nu știu ce politică, ce tip de politică e asta. Și cred că PSD-ul face din nou o greșeală acordându-le mari șanse, dându-le din voturile lor. Pentru că sunt voturile PSD-ului 98%. Păi nu, deci veni să confirmați ceea ce spun eu, că la Dâmbovița n-avem o problemă dacă Partidul Social Democrat candideze. Eu spuneam că și pe general ar fi fost bine să-și vadă fiecare de drumul lor, să vândă dacă există, dacă e într-adevăr un partid care poate să facă ceva și să arate pe scena politică. Sigur, conducerea Partidului Social Democrat va lua o decizie în cunoștință de cauză. Ca o părere strict personală, cred că actualmente ar fi mai util pentru noi să candidăm ca și entitate singulară și după aceea să ne gândim la o politică de alianță. Da, că vă pierdeți câțiva, eu consider că pierdeți niște oameni de-ai dumneavoastră. Bun, cum stă Partidul Național Liberal, domnul Mihail Drugă, dacă ați finalizat procesul de identificare a candidaților în toate localitățile și dacă fuziunea asta, care a creat foarte multe dezbateri, foarte multe controverse, mai ales în plan local. Plan local PDL cu PNL, vechiul PDL cu vechiul PNL. Fuziunea s-a făcut, sincope mai sunt destule făcut, mărunte, dar... așa, care ies la iveală din când în când. Avem destule, adică în marea majoritate am creionat-o și noi nu cred că suntem chiar ca PSD-ul, adică sunt mult mai avansați. Mai așteptăm să vedem dacă toți sunt de acord cu listele de la PSD, poate mai zboară pe undeva vreunul bun. Să-l ia cineva. Eu zic să nu așteptați. Nu așteptați prea mult, pentru că sunt mulți care au venit de la PDL, să știți, aveți și dumneavoastră de la PDL, oameni destul de buni. Noi am avut o discuție, credeți-ne, cu fiecare organizație în parte și am creionat în mare măsură... Nu v-au spus tot, nu. Domnul, întâmplător, cred că știu sau... Cred că nu mi-am pierdut dexteritatea de a obține o informație acolo unde mă interesează. Și cred că avem o radiografie extrem de exactă și de corectă a situației politice județene și știm și pe cine ne bazăm, și cine stă crăcănat, și cine joacă la două capete, cum pentru liniștea dumneavoastră știm că vă mișcați, că ați invitat pe zona Titu și niște primari de-ai noștri care au uitat să raporteze la partid la o cafea cu domnul Ludovic Orban, deci știm ce se întâmplă în județul Dâmbovița. Nu negăm dreptul nimănui de a merge. Mi se părea deontologic și... La UNPR-ul n-a invitat niciun primar. De la toată lumea caută. Îi caută cu lumânarea. Domnul Marius Dumitre, tocmai vă spuneam... 32 de primar care... Unde? La UNPR? Haideți, 32 de primari în funcție? Da. Noi avem 60, 32 UNPR, mai are și PNL-ul vreo 40 și avem vreo 150 de primari. Problema e alta. Ce va face Partidul Național Liberal dacă PNL-ul este dispus să-i primească pe fugari, cei care au fugit la PSD? Sunteți de acord să-i primiți? Eu, din punctul meu de vedere, acolo unde nu avem organizație bună și au fost ai noștri și vor să se întoarcă, e părerea personală, eu i-aș primi. Da, ați putea să indicați câteva organizații acolo? Nu pot, că nu fac parte din cercul care, într-adevăr, stă la o cafea. Păi, domnule, dumneavoastră sunteți trezorierul, sunteți numărul 3 în partid, numărul 1, ar trebui să fie. N-au plătit cotizația până acum. Și nu e un criteriu că la noi s-a stabilit cine n-are cotizația. Nu, din cei care spuneți dumneavoastră, n-au plătit cotizația. Păi nu, dar stați un pic, păi și PSD-ul ce face dacă aia se întorc care au fugit la PSD? Domnul Marius Dumitrache, v-am explicat că Partidul Social Democrat, ca o formațiune respectabilă cum se prezintă pe scena politică românească, are varianta A, varianta B și chiar și varianta C. Mai spune și noi acum, mai băgăm bățul pânga că sunt mulți, da? Vedem câte sunt. Nu atât de mulți. S-a mai întâmplat după ce faceți afișele, dați mâna la afișe, faceți poze cu ei, vă treziți. Domnul Marius Dumitrache, vor fi mult mai puține afișe decât au fost până acum, pentru că nu ne mai lasă legea.
Și doi la mână, chiar așa fiind, Partidul Social Democrat tot va câștiga 50-55 de primării. Stați liniștit. Eu stau liniștit, să știți că nu sunt neliniștit. Păi nu, tocmai de asta. Și cu încă vreo 10 care le are PNL-ul în momentul ăsta, înseamnă că diferența noastră. Să nu câștige 51% din județ, aia e mai important. Eu cred că vom face această cifră și știți foarte clar că în ultima perioadă am atins acest target la fiecare tip de alegeri. De exemplu, la titlu, cum, pe cine puneți candidat? Că e Vlad Oprea, actualul primar, mai aveți, am înțeles că mai aveți o variantă. Da, și a treia variantă. Și a treia variantă. Vom face un sondaj de opinie, va fi gata în jur, de 15 februarie și vom anunța cine? După 15 Spre februarie cine va candidata. Da. Care e criteriul de bază? Sondaj de opinie? Asta e, nu, numai și activitatea politică. Și activitatea politică. Și activitatea politică vă satisface actualului primar în exercițiu? Dacă mă întrebați pe mine, activitatea politică pentru Partidul Social Democrat, nu. Păi pentru Partidul Social Democrat, păi, doar. Activitatea politică poți să o faci și în exercitarea atribuțiilor de primar. Nu, nu, nu. Activitatea politică pentru Partidul Social Democrat. Activitatea politică, pentru Partidul Social Democrat, nu. Și o spun răspicat. Foarte interesant. Pe mine, ca secretar executiv al PSD Dâmbovița. Și bănuiesc alături de mine și pe alți colegi de-ai mei. Și la ALDE, cine va merge de la ALDE? Și de la PSD și de la PNL? Păi, văd că îl întrebați pe domnul Oprea, nu? Sau? Păi știe. Unde? La Zidu? Unde? Da, dacă are trei variante, multe, două trebuie să plece în altă parte. Ar trebui să știe prea multe. Dacă are trei variante, înseamnă că... variante, două se anulează, se supără oamenii și pleacă. Hai că ne mai spune câte ceva, știm unde să ne... Domnule, dar vedeți că are informația. Ar fi bine să vă șoptesc câteva... Da, domnule, la fostul prefect. Vreți să vă spun unde s-au întâlnit? La vreți să-i spun și ce primari au participat? Da? Ce primari au participat? Ei, îi știe și domnul Drugă la fel de bine ca și mine. Da, înseamnă că v-ar aportat la partid dacă îi știți. Nu știu. Domnule, mai știm și noi, deci... Deci nu, au făcut greșeala și n-au raportat. Exact. Unii nu, unii da. Păi de-aia și știu că unul trebuia să fie și unul care raportează. Cel puțin unul. Cel puțin unul care se aducă să spună ce a fost nu e suficient. Să spună ce a fost acolo. Nu e suficient. Da, ca să confirme. Nu, ca să vorbească e suficient unul singur. Nu e problemă. Nu, al doilea trebuie să confirme că vorbele au fost corecte. Și la Găiești ce variantă aveți, de exemplu? Avem trei variante și la Găiești. A, B și C, am înțeles. Da, A, B și C. Cea mai bună care e? A. O va arăta sondajul. Președinte. Iar nu spuneți de sondaj. Păi sondaj nu, dar haideți să... Vă dau câteva nume. Deci doamna Georgeta Dincă poate fi o soluție, domnul consilier Popescu poate fi o soluție. Și președinte nu poate fi o soluție. Domnul Fănuț Costea nu poate. E la o limită, dar nu e încă decât avem o hârtie. Da, și am zis că nici nu vreau. E la limită. Deci vom face un sondaj și cel care are șansele și indică sondajul care are tendință, trend ascendent, va fi cu siguranță candidat. Și o repet și o spun, Partidul Social Democrat va avea candidaturi în fiecare comună, în fiecare oraș din județul Dâmbovița. Din punctul ăsta de vedere, nu cred că v-ați îndoit sau vă veți îndoi vreodată. Că nu avem... Deci dumneavoastră, domnul Drugă, sunteți... Și noi vom avea. De acord cu primirea... fugarilor, primarilor fugari care au trădat cauza depinde partidului. Depinde dacă îi zicem fugari, depinde cum îi caracteriză. Pe dumneavoastră cum i-ați caracterizat? Păi dânsii dacă i-au primit, cum i-au caracterizat? Imigranți. La fel. Și noi spunem foarte clar, nu i-a forțat nimeni. Nu i-a forțat nimeni. Nu i-a forțat nimeni să vină la Partidul Social Democrat. Și nici să plece nu i-a forțat. Nici să plece nu-i forțează nimeni. Eu vreau să cred că... Dacă sunt oameni care au făcut ceva pentru localitate, sunt oameni serioși, este un aspect. Eu vreau să cred că actuala administrație nu a împărțit județul în roșii, portocalii, galben, verzi. Deci cred că fiecare localitate, și o știți la fel de bine ca și mine, a primit, eu știu, în limita proiectelor pe care le-a avut, în limita bugetului. Cred că în fiecare localitate din județul Dâmbovița, în acești 4 ani, s-a realizat cel puțin un obiectiv de infrastructură și lucrul ăsta nu-l poate nega nimeni. Cum la fel de adevărat este că atâta timp cât nu este o reglementare legală, fiecare poate decide, poate opta conform propriei conștiințe. Și mă simt obligat să spun că sunt într-adevăr primari care au venit de la fostul Partid Democrat Liberal, nu de la Partidul Național Liberal, care într-adevăr s-au dovedit a fi buni gospodari, buni administratori ai localităților respective. De la Partidul Național Liberal nu avea cine să vină. N-am spus, eu am spus-o dumneavoastră. Bun, domnul președinte, deci dumneavoastră sunteți în favoarea primirii primarilor. Unor primari care s-au dovedit buni administratori.
bun administrator. Și care probabil nu s-au înțeles sau din anumite motive cu formațiunea unde există. La Târgoviște, de exemplu, cine e candidatul? Să știți că foarte greu, imediat vă spun, să știți că e foarte greu să găsești un candidat sau un om politic foarte bun, mai ales în localitățile rurale. Cei care fac politică sunt cam aceiași. Cei care spun că, vai, nu știu ce face primarul, că ăla fură, că ăla face, că ăla n-a făcut nimic, ori nu vor să implice, ori de fapt nu sunt buni, e gura de ei. Domnule, criteriile astea de integritate, domnule, le aplicați, le puneți în practică? Eu sper să le aplicăm, că nu le-am făcut degeaba. Domnul Marius, cred că să le aplicăm, acum toată ridic, lumea încearcă să le aplice. Și eu o problemă. Chiar vi se pare că aceste criterii de integritate sunt absolut corecte? Păi tocmai că nu mi se pare, dar dumneavoastră l-ați aprobat. Nu, eu vă dau un singur exemplu. Acum aplicăm aceste criterii de integritate la aleșii locali, probabil le vom aplica și la parlamentari și la cei care vor ocupa. Spune acolo să dea o declarație și am văzut acest lucru și la alte instituții, că n-a colaborat cu fostul organ de securitate. Da, cu servicii de informații străine, domnul, are voie să colaboreze? Că poate e bine să trecem chestia asta. Eu spun în cunoștință de cauză poate ne trezim și noi odată la realitate. N-am colaborat cu organele de informații ale propriei mele țări. Mi se pare o aberație, nu vă supărați. Domnule, n-am colaborat cu alea ca poliție politică. Vreau să vă spun că am văzut asta coordonând activitatea Spitalului Județean. Dacă ocupă un post de șef de secție, de nu trebuie să dea o de asta, că e în regulamentul și în legea. Până ne-am întrebat, dar colaborarea cu organe de informații străine sau cu mișcări și cu organizații transnaționale, ai voie? De ce nu ridicăm și de ce nu avem curajul să ținem? De ce n-am spus problema? Păi nu m-a întrebat nimeni, vă spun eu, mi se pare o aberație. Pe aberație mi se pare și exact cum zicea primarul de la Dorin Lăstore, de la Niculești. Și era nemulțumit tot așa. Dom'le, dacă ai făcut parte din structurile partidului... Ai avut funcție politică plătită. Funcție politică. Plătită. Nu plătită, nu. Nu e plătită. Ba da, funcție politică plătită în sensul că ai trăit. S-a făcut precizarea, pentru că altfel chiar era... Păi funcție politică toată lumea avea. Da. Toți secretarii de partidul, care de fapt erau lucrători. Nu, și vă mai spun o treabă. Ce n-a fost cercetat pentru infracțiuni de corupție sau nu e cercetat pentru infracțiuni de corupție? Conflictul de interese absolut hilar când cineva a făcut parte din Consiliul de Administrație a unei școli, ne luând o decizie, n-a făcut, adică haideți fraților să ne trezim, să stabilim niște reguli, să definim acel regim al incompatibilităților, să stabilim... Nu e, dar vă dau un exemplu, că nu e așa. Vi se pare normal ca un consilier local să fie cercetat pentru conflict de interese că cineva cândva de la o societate pe care o reprezenta a cumpărat niște telefoane? Că n-a mijlocit el chestia. Hai să fim serioși. Mă duc și eu mă duc la domnul așa și fac un contract. Sau la mine și cumpără ceva. Dar știți ce mai grav? Că, domnule, colegii de partid, adică în cazul ăsta care spuneți dumneavoastră, a fost o lucrătură internă a PSD-ului. Adică un fel de... Mi-e greu să cred. Noaptea cuțită lungă. Mi-e greu să cred lucrul acesta. Da, băi, vă spun că așa a fost. Mi-e greu să cred lucrul acesta. Adică să scape de rivalii interni. Păi, în general, nu știți foarte bine că primele locale, bătălii sunt în intern și, pe urmă, în extern. Urât. Deci, domnule, eu spun că este urât, dar urât. Repet... Adică nu, domnule, nu adversarul politic a făcut aia. Aici poate ar trebui să ne gândim noi, ca nație, ca popor, ce este benefic pentru noi. Și cred că, repet, ar trebui să avem mai multă demnitate națională, mai multă receptivitate și mai multă zbatere pentru a ne promova propriile interese și nu să stăm așa ca niște vasali în genunchi. Nu după Cioloș, domnule, la Berlin, chiar am negociat în genunchi cu Angela Merkel. Adică e ceva de groază. Domnule, e Polonia aia în picioare, Ungaria în picioare, numai noi. Noi când ne ducem la Berlin sau ne ducem în vreo cancelare occidentală, noi trebuie să stăm în genunchi. Adică, domnule, noi suntem a șaptea putere europeană. A șaptea, avem toate tăricianul aici. Domnule, eu vreau ca România să devină a șaptea putere. Păi noi când ne ducem la parcă zici că ne comportăm ca atare, numai că nu o facem. Parcă ne ducem să-l luăm... În sfârșit, haideți să vorbim că ne apropiem de finalul emisiunii și de alegerile parlamentare, pentru că iar ne trezim. Electoratul dâmbovițean, avem cea mai mare densitate a populației. Nu, locul 4. Locul 4, da, locul 4. Printre cele mai mari, din punct de vedere al densității populației. Dar ne trezim iar cu tot felul de... parașutați din zona centrală, ne trezim că vin în Dâmboviță, precum Carmen Moldovan,
Apropo, domnul, sunteți din Găiești. Mai știi cineva de Carmen Moldovan? Am auzit că a trecut o dată pe la o cafea. A trecut la cafea. Nu fiți răutăcios că a trecut de mai mult. Eu așa am auzit. A, da. Ați auzit dumneavoastră că a trecut probabil, vă spun eu că cel puțin de două ori a fost la dumneavoastră în cafenea la Găiești. Acum, cu tot respect, domnule, dacă facem un sondaj de opinie la Găiești, dacă întrebăm, întrebăm pe cineva, domnule, știți, ați auzit de doamna deputat Carmen Moldova? Da, de Sorin Roșca Stănescu, dumneavoastră ați auzit? Păi nu, dacă vorbim, acum spuneam de toți. Nu, dar e vorba... Nu, ce... Nu, hai să fim... Toată lumea are. Tocmai vă explicam că aveți un har extraordinar. Doamnele. Doamnele au întâietate la noi, domnul președinte. Ce? Carmen Moldovan, Rovana Plumb. A fost în județ de foarte mult. A fost, da. Na. Mai ales dacă nu mai e ministru, a fost în jur. A fost, mai ales dacă nu eu spun ministru, că nu e din Dâmbovița, că așa găsit e niște rude. Hai să fii serios, hai să fii serios. Chiar n-aveți oameni, că eu vorbesc și de-ai noștri. La Buciumene, exact. La Buciumene. Eu vă spun și de-ai noștri, nu vă spun numai de-ai dumneavoastră. Toată lumea se trezește că are vreo rudă sau că e soțul că a avut nu știu ce fras pe aici. Sau cine a spus asta, domnul Orban? Zic așa, nu, nu, păi eu spun și de-ai noștri, nu vă faceți pe zi. Stați să vedeți și la PNL, că vine... Virgil Guran o să vină domnule, PNL-ul ăsta nu poate să fie condus de oameni, să avem și noi candidați din Dâmbovița. Păi nu știu, chiar partea aia de PNL nu am văzut care, nici șef, n-au avut nimic. Acum o să supere pe mine unii, dar nu mă interesează. E treaba lor, vă să rămână cu supărare. Linia partidului. Eu am mai spus odată, eu după 20 de ani și dacă mă dă, nu știu dacă ce se întâmplă, dacă geamurile alea vor rezista acolo. Aveți grijă ce spuneți, domnul. Așa cum sunt, nu, așa cum sunt eu. Nu, la ăsta mea și acum... Nici prefectura... Ce dacă nu o pup, ce icoană să o pup? Nu, având în vedere că va fi o funcție asumată politic, de ce să nu poți? Depinde ce... Și nu vedeți deja depinde în culoare... Ce... În culoare pe am luat și de acolo și de acolo. Începeți să devină atractiv, da. Adică are ceva din... tehnocrația din asta independenți, la mult. Păi da, am luat, așa, să ducă spre tehnocrație. Bun, o ultima întrebare la final de emisiune pentru toți invitații. Cum va arăta cariera politică a lui Alexandru Oprea, de exemplu, domnul președinte? Anul ăsta. Cariera politică a lui Alexandru Oprea. Păi dacă mă întrebați cum va arăta cariera politică, probabil voi fi pe lista de consilier județean dacă voi trece de votul din biroul permanent județean și după ce voi fi ales probabil consilier județean, voi vedea ce voi face din punct de vedere politic. În ceea ce privește activitatea politică propriu-zisă, sper că voi rămâne secretar executiv al PSD Dâmbovița, că alegeri avem peste 2-3 ani. Intrați în calcul să preluați președinția Consiliului Județean, că așa am auzit. Că iară băgați și un treaba pe-n gard. Dom'le, vorbește lumea, ce să, adică scaunul ăla e pregătit pentru Alexandru Oprea, așa am auzit. Nu, și cred că asta este iar aruncat. Am zis că s-a luat și măsuri la fotoliu. De ce credeți că nu în cap, în fotoliu? Nu, trebuie mult mai rezistent, domnul președinte. De ce? Chiar... nu sunt nici... Și la prefectură la fel am zis nici atât, nici atât de solid, nici atât de... Nu m-am gândit la o astfel de posibilitate, dar în ceea ce mă privește, cred că am demonstrat că acolo unde am ajuns sau unde îmi exercit atribuțiile, cred că chiar am făcut treabă și la Consiliul Județean și vreau să cred că și acum... pe acest mandat scurt la compania de apă. Deci nu negați că ar fi o variantă viabilă. Acum știți cum, niciodată să nu spui niciodată. În politică mai ales. În politică mai ales. Ar fi culmea să neg acum că nu știu ce. N-am spus-o și nu, poate nu se pune problema în 2016. Poate voi candida în 2020. Mihail Drugă, cum va arăta cariera politică anul ăsta? Păi rămâne în conducere, sper să rămână în conducerea partidului în Comitetul Județean, dar legat dacă vom fi la putere, dacă nu, probabil în zona mediului, în zona problemele de mediu, dacă voi mai face ceva, pentru că dacă acolo mă pricep, acolo e mai bine să te duci. Restul lăsăm la alții. Aia rămâne de văzut, e bătălie mare. Și oricum, domnul Drugă, de la Găiești ajunge mai greu decât unii din Târgoviște sau după la Titu. Adică e mai aproape de București. De bine, vedem cum e traseul până la București. Mai bun, care îl bate mai bine. Eu n-am făcut drumul până acolo. Să știți că eu ajung mai repede la București. Autostradă de 35 de minute fac. Bun. Domnul Ionel Petre, cariera politică, cum va arăta?
Am înțeles că dumneavoastră vreți să preluați președinția Consiliului de Țean, că sunteți mai bun ca Adrian Tudor. Păi hotărâți-vă, până la urmă, domnul Sandu sau eu, sau cine? Nu, domnul Sandu ar fi o variantă care se vehiculează în interiorul PSD-ului. Ați auzit cumva de vreo măsură care s-a luat și pe șezutul personal? Nu, la dumneavoastră vă încadrați în orice tipar, să știți că da? Nu e. Deci încă n-am luat propoziție, nu e nevoie de o comandă în plus. Adică să înțeleg că eu cu domnul Druga avem nevoie de niște scaune. Permite mobilitate, da. Și automat emulez mai bine. Nu e, nu sunt probleme, domnul Marinescu are, dar am înțeles că s-a dat unul mai mic, un scaun mai mic, pentru domnul Drugă, nu mai mare, unul președinte. Spuneți, domnul Ionel Petre. Păi, ce pot să vă spun, nu e o decizie pe care să o iau eu, se va lua la nivelul filialei, prin vot, așa cum prevede statutul ALDE în momentul ăsta, și dacă va fi cazul ca eu să joc un rol politic, atât la locale cât și la parlamentare, n-am niciun fel de problemă, n-am niciun fel de rezervă să... Dar n-ați renunțat la ideea să preluați președinția Consiliului de Țară? Ca să fii mai bun decât Adrian Tudorean? Nu, n-am spus că am o idee să preiau funcția de președinte al Consiliului de Țară, am spus doar că dacă se va impune și se va ajunge la nivelul ăla, n-am nimic să... Să știți că e posibil ca outsiderii să ia. Și trebuie unul, ca și un EPR, că probabil tot acolo vor să ajungă. Domnul Drugă, haideți să fim serioși, și noi și dumneavoastră. Dacă avem 16 sau 17 consilieri, chiar renunțați la președinte? Dai un post de vicepreședinte. Păi știa că nu văd. Găsești unul care să vrea. Am mai văzut situații. Să avem cel puțin 3 ca să putem să avem un cuvânt de spus. Deci, și la 3 putem să negociem destul de ferm. Da. Și așa v-am cum spus, suntem hotărâți. Acum depinde de echipa pe care și-o va face candidatul nostru pentru primăria Târgoviște. Unul dintre cei doi. Păi nu, că unul a plecat, s-a dus. Da, asta am și spus, unul dintre cei doi, știați pe cei trei, unul dintre cei doi care vor rămâne pentru o analiză și care se vor hotărâ să-și facă echipa și, bineînțeles, să-și... Cornel Chițulescu și Ilie Valentin. Și Ilie Valentin. Mai există și o treia variantă, nu Miti Barcu, dar rămâne să vedem care e situația. E o idee. Ați întrebat cine candidează la PNL, da? Păi nu, la PNL chiar nu mi-a zis. Păi nu, m-ați întrebat? Păi v-am întrebat, dar cum să vă răspund imediat, dar nu mi-a zis. Păi, vă rog, haideți să vedem. Suntem în curs de a face sondajele, cred că știți că cei care sunt în sondaj... Toată lumea Gabriel Păiașu, Grozavu... Eu cred că domnul Marius Dumitrache știe și cine câștigă sondajul. Cine și câștigă sondajul, da? Noi mai uităm Gabriel Grozavu e cel mai indicat. Ne mai uităm și pe afară. Eu zic că e bun. Cred, și am senzația că, așa mă bazez, că am înțeles că și după sondajul de opinie, Gabriel Grozavu ar fi cel mai bine plasat. După Gabriel Boriga, te cheamă la fel. După Gabriel Boriga, da. Bun, vă mulțumesc pentru nu știu, prezență. Vom avea rezultatele curând și se va lua o hotărâre. Dar nu e prea târziu, că sunteți cam în urmă. E, începe să fie cam târziu. Păi e cam târziu, deja da. Gata, nu mai... Și trebuie neapărat analizate situații, chiar dacă PSD-ul le are... Alde nu mai face niciun sondaj. Pac, buf. Ce sondaj? Astea sunt relative, sondajele astea. Poți să găsești... Dacă sunt făcute, dacă sunt făcute profesional, exact pe telefon, vă dau perfect relevant. Dacă sunt făcute prin... Dacă se face... Dacă șefii de partii le spun corect... Cercetare în teren indică niște trenduri ascendente, descendente, niște tendințe... Nu, lucrurile e și acolo, e și asta o știință, nu... Domnul deputat Guran, am înțeles că se pricepe la sondaje. Foarte bine și... Nu, am înțeles că lucrează cu Mușetescu. Partidul Național Liberal și asociație. Da. Adică cunoaștem și acest aspect. Bă, ce-ți reclamă, domnul președinte? Veniți pe la caserie când ești... Mai una, dar nu știți pe a doua. Veniți cu focul Mușetescu. Da. Cine e ăsta? Stați că vrea să mai facă domnul Drâgă încă o reclamă. Vă mulțumesc pentru prezență, vă urez mult succes, un an mai bun și vă mai aștept și cu altă ocazie. Mulțumim, prieteni, că și în această seară ați fost alături de noi. Nu rata știrile de la ora 20, la final un doar muzical, nu vă pierdeți niciodată speranța, indiferent ce s-a întâmplat. Am ales One Direction. Se numește Steal My Girl, piesa superbă, oameni buni, este regizată, videoclipul este regizat de către îndrăgitul actor american John Pesci. Doamne ajută, la revedere!